prima dimineață în Lima. Plăcut, extrem de plăcut. Chiar mult mai plăcut decât m-aș fi gândit. Adică ce ți-a plăcut mai mult decât te-ai fi gândit? Cât călătoresc mai mult, cu atât constat că civilizația e prezentă peste tot, mai puțin foarte aproape de noi. Am venit la un Peco. Vrem să vedem cât costă combustibilul aici în Peru. Dar încă se mai găsește benzină cu cifră octanică 90. E tare că filmând cu o mână, îmi e și mai greu să merg cumva. Da. Și există o șansă mult mai mare să prindem un accident în direct. Adică să cad. Regulare, mucho de poliția. Regular. Regular? Gracias. Foto? Foto. E automatic. No, aquí con dos no se puede. Gracias. Buenos días. Me acuerdo de Rumanía, I remember Rumaní, ¿sí? por la soccer, por la fútbol. No. Ahora no se le escucha mucho Rumanía. No, I don't listen a Rumanía. Sí, porque el fútbol ahora es... En Rumanía, ya. Yeah. Rumanía, sí, sí. Popescu. Popescu, ahí. Ne găsim într-o piață publică de aici din Lima. Un loc foarte calm și cald în același timp. Astăzi am înțeles că e o sărbătoare națională aici, este zi liberă. Vreau să vă mulțumesc. M-ați uimit astăzi, am postat acum vreo 8 ore probabil vlogul, primul meu vlog. Și acum n-am net să verific, dar aveam aproape de 1500 de vizualizări, cred, în primele câteva ore. Ceea ce pentru mine a fost un wow. Ne găsim pe malul Oceanului Pacific, în cartierul Miraflores din Peru, lângă un far pe care îl voi filma așa că altfel nu reușesc să-l prind în cadru. Nu sunt la fel de înalt ca el, să nu credeți asta. Și acum vom da o tură în stânga, dreapta, în tot jurul meu. Vedeți că e plin de oameni care stau și se distrează și se simt bine. Și pur și simplu își petrec timpul. Am amățit. Acum vă voi arăta puțin și oceanul. Îmi pare rău că nu puteți să-l simțiți pentru că e greu să transmiți mirosul prin YouTube încă. Miroase a mare, miroase a ocean, miroase a tot. E foarte frumos. Pe aici se face mult surf. Băi, unii se pot gândi ce e mai tare ca un meci de tenis. Ce e mai tare ca un meci de tenis pe malul oceanului. Leon, te iubește tata. Cam asta ne-am luat noi de mâncare acum. Nu vă mai zic ce, dacă vreți să descoperiți, găsiți în blogul lui Backpack Your Life. Cert e că e mâncarea foarte bună și un loc interesant, aș putea spune. Mie îmi place. Hai să filmez și sus, să vedeți, cu toate că nu știu ce relevanță are. E ca la Vietnam aici. Da, e foarte asemănător cu Vietnamul. Să umpli puțin să vedeți cam ce avem de-a face. Iar aici lângă noi este o mini piață de flori. Bine, baterii, flori, telefoane, blendere, papuci, orice, practic e o piață de orice aici lângă noi. Imaginați-vă o familie, mamă, tată, copil, îmbrăcați așa. Dar imaginați-vă că el ar avea două mâini, nu una.
Snoopy, is that you? Ne plimbăm pe străzile Limii. Limei? Sau lui Lima? Lui Lima. Cătălin, cum se zice? Lima sau Lime? Lămâie. A, lămâie. În acest bar ni s-a zis foarte bine când am intrat. Vreți să beți bere? Dar mai acolo o să cântă una banda. Și dacă vreți să stați la aceea banda, trebuie să plătiți. Și acum că a început să cânte, ne-a zis, a început să cânte banda, trebuie să plecați. Și noi ne-am conformat. Prin urmare, plecăm. Bine, oricum vreau să plecăm, am băut o bere și da, acum plecăm. Aici suntem într-un loc pe care eu l-am asemuit cu satul de vacanță din Mamaia. Se numește Caie de Pizza. Și contrar așteptărilor, nu e vorba de Dan Pizza. E o seară semi-obscură și semi-aglomerată, aș putea spune. Uite, acum o să ne așezăm pe o bancă. Banca asta este pe o bandă de circulație, delimitată de niște ghivece. Lima e un oraș minunat.